Scutul patriei. Radio revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. Un eveniment de valoare pentru militar este an de an ziua de naștere a poetului și preotului militar Alexei Mateievici. S-a născut la 16 martie 1888 în Căinari, fiind primul copil în familie. În 1893 părinții se mută cu traiul în satul Zaim. Aici micul Alexei învață la școala primară și se familiarizează cu frumoasele povești și balade pe care le aude de la părinții săi, precum și de la țăranii de prin partea locului. 4 ani mai târziu este înscris la școala teologică din Chișinău, pe care o termină conform adeverinței de absolvire în 1902, cu privilegii. De atunci, preoția a fost pentru el nu numai o profesie, ci și o trăire sufletească. În 1916 devine preot militar, a fost alături de ostași în cunoscuta bătălie de la Mărășești și în multe alte lupte din acea vreme. Deși a trăit o viață scurtă până în 1917, Alexei Mateievici se înscrie printre personalitățile de vază din elita culturală autohtonă. Lui aparțin celebrele cuvinte ale imnului Moldovei, limba noastră. Fiind preot, poet și publicist, a lăsat în urma sa mai multe publicații cu caracter istoric și teologic. Când și cum s-au creștinat moldovenii, tipăriturile noastre vechi, Gavril Bănulescu Bodoni și altele. Recent, la Casa Centrală a Armatei s-a desfășurat un eveniment dedicat comemorării a 123 de ani de la nașterea poetului. Lângă monumentul poetului și preotului militar Alexei Mateievici, creat de maestru Victor Nița, preoți, poeți și scriitori, studenți au recitat, cântat și vorbit despre biografia omagiatului. Unul dintre primii care au vorbit la tribună a fost preotul militar Corneliu Dobrogeanu, capelanul Armatei Naționale. Ne readucem aminte de activitatea marului preot, poet și militar Alexei Mateievici, care prin activitatea vieții sale nu a dus numai crucea ca preot, dar și a fost un mare luminător și apărător al identității naționale prin toate scrierile sale, prin poziția sa ca preot spiritual, prin poziția sa ca mare apărător și desigur că în viața sa scurtă, care a durat mai 29 de ani, vedem că a reușit atâtea încât alții nu au făcut în decursul a vieții îndelungate. Dar să nu uităm că suntem de fapt în perioada postului mare și întâi de toate din creația sa am ales Sfânta Rugăciune, care de fapt să nu uităm că și postul este însoțit prin Sfânta Rugăciune. El ne scrie: roagă-te în fericire, în nevoie roagă-te, roagă-te în plătenire, în simțire roagă-te. Roagă-te obișnuit și în primejde roagă-te, roagă-te pentru cel iubit, roagă-te pentru dușman, roagă-te. Roagă-te pe când slăbești, când ești tare, roagă-te, roagă-te când plângi, jălești, când te bucuri, roagă-te. Vedem că aceste cuvinte arată viața sa în care și la greu și la bine și întotdeauna a fost acel rugător în fața lui Dumnezeu, dar de fapt să nu uităm că cea mai mare chemare a lui a fost să se roage pentru neamul acesta care își căuta pogârșia, care își căuta lumina sa în existență și iată că unul dintre cei mai mari luminători, desigur că a fost marele poet Alexei Mateievici, care și până în zilele noastre ne aduce multe răspunsuri la întrebările care frământă societatea de astăzi. Pentru scriitorul Ștefan Sofronovici, participarea în Armata Națională la diferite activități culturale-artistice a devenit deja o tradiție. Desigur, și anul curent, dumnealui a fost prezent la bustul lui Alexei Mateievici pentru a-l comemora. Făcându-și serviciu divin în armată, astăzi armata tot are preot. Și iată că Alexei Mateievici este un mare învățător pentru soldați și pentru comandanți și pentru preoții militari. E un mic model? Da, este un model rar pentru noi basarabieni, pentru toți românii și chiar pentru alte neamuri. Alexei Mateievici ne-a învățat adevărul. A fost un învățător urmând pilda lui Iisus Hristos, marele învățător al lumii. Tot așa și el a învățat poporul nostru, basarabienii moldoveni, care suntem români basarabieni sau români moldoveni, dar români tot timpul. Ne-a învățat cu Duhul Blândeții, ne-a învățat adevărul creștin. Știm, fiindcă cine se lasă de Dumnezeu este un om pierdut. Și noi trebuie să avem credința noastră creștină și să avem în conștiința noastră dragostea pentru bătrânii noștri, pentru părinți, cum ne învață Biblia, să citești pe tatăl tău și mama ta și Dumnezeu îți va da ani lungi de viață. Deci să cinstim pe părinții noștri, pe bunii noștri, toate valorile noastre naționale. Căci el în poezia Limba Noastră ne spune: limba noastră e aleasă să ridice slavă în ceruri, să ne spui în hram și acasă veșnici adevăruri. Iată că străinii care ne
scăpat, ne-au ocolit de veșnic adevărul și ne-au spus minciuni. Dar Matievici și alți cărturari mari ai neamului ne-au lăsat adevărul și noi trebuie acum să-l căutăm, să-l găsim și trăim cu el, căci în Biblie se spune că nu doar cu pâine trăiește omul, ci și cuvântul care vine de la Dumnezeu. La eveniment erau prezenți studenții Academiei Militare Alexandru cel Bun, cei care află multe despre Alexei Matievici și creația lui la ore. Să auzim cum recită creația lui Matievici chiar de la tribună student Ion Petroșișin, poezia basarabienilor. Să știți, de nu veți ridica de printre voi pe acest proroc, în voi viața va seca. Zădarnic soarta veți ruga, căci scoși veți fi atunci din joc și strămânea fără de noroc. Din chiar de lăcrimi, de dureri, din tresne de mânie sfântă și din nădejde și zbucimări, din năduinți și frământări, el trebuie facla să-și aprindă și-n voi pe toți să vă cuprindă. Și în țara voastră va curceve pe drum de spin și chinuire cu gloata celor care lor crede și duh aprins de înnoire va duce în propovăduire. El, jalea vechilor câmpii, numai într-o lacrimă strânge, din stic, din struguri de vii, în stropi va scurge ape vii, din stic sudori, din viță sânge, le va sărbi și nu-ți mai plânge. Că atunci stropiți în strop vor arde din țara toată vrăjmășia, plevetitori, dușman de moarte și cei cu limbi în două sparte, atunci vor căuta frăția și le păda vor viclenia. Și toți veți fi un gând și un nume, și înfrățiți veți făuri un viitor mai bun în lume, iar el va ști să vă îndrume acolo, unde va zări ca voastră stea va răsări. Dar știți, de nu veți ridica de printre voi pe acest proroc, în voi viața va seca, zădarnic soarta veți ruga, căci scoși veți fi atunci din joc și strămânea dar de noroc. Cred că v-ați dat bine seama că acel proroc basarabian despre care a vorbit poetul în poezia sa este chiar el însuși. Pentru tot ceea ce a făcut pentru neamul nostru, merită a fi numit și proroc. Nu în zadar, astăzi îl comemorăm. Asta înseamnă că creația sa va fi veșnică. Zeci de ani pe linia întâia. Rubrică dedicată Armatei Naționale, care anul curent împlinește două decenii de la creare. Așadar, dăm start unei noi rubrici în cadrul emisiunii Scutul Patriei, unde vom prezenta materiale radio despre realizările Armatei Naționale și poziția ei în societate pe parcursul a 20 de ani. Astăzi, în momentul lansării acestei rubrici, vreau să vă prezint istoria unui cântec militar. Se numește Scumpa Patrie. Varianta inițială a piesei a fost compusă în anul 1985 pentru o unitate cu destinație specială ce se afla în componența unui district militar din regiunea Zabaical. Versurile și melodii au fost scrise de către domnul Constantin Nani. Melodia se interpreta întâi în limba rusă, apoi în 1993, fiind în brigada a doua infanterie motorizată, domnul Nani împreună cu ceilalți membri ai orchestrei militare au adaptat versurile în limba română. Varianta inițială a piesei a fost interpretată la pian, apoi orchestra unității a realizat aranjamentul muzical. Oficial, pentru prima dată melodia a fost interpretată la vizita în unitate a ministrului apărării Pavel Creangă. Cântecul a impresionat atât ministrul apărării, cât și comandantul unității la acea vreme, colonel Gheorghe Martin, care a propus ca piesa să devină imnul brigăzii 2 infanterie motorizată Ștefan cel Mare. Să
Generează emoții, comportament, atitudine. Sperăm că cele spuse azi să le provoace pe toate pozitive, astfel încât să ne bucurăm reciproc că vom petrece din nou împreună duminica viitoare. Domnița Jichiu, Denis Rotaru, pe curând!